Ivan. Chelu, ce s-a întâmplat? Ce ai... Eu sunt certat, eu sunt certat de sezoane întregi că votez împotriva artiștilor din Republica Moldova. Bine, dar de ce stai trist? Asta e, ai umor. Din cauza ta, dar nu mă mai întrerupe. Bătaie. Bătaie, băi. Sunt certat că votez împotriva artiștilor din Republica Moldova. Am fost întrebat, bă, tu votezi așa pentru că ești jumătate moldovean din Republica Moldova? Și a spus, bă, nu, chiar nu-mi plac. Asta e sincer, eu n-am nimic împotriva. Da, n-aș avea de ce să te mint. Ivan Iulenov, acest trubadur, greierele nostru de astăzi, a venit cu niște cântecele care m-au lăsat imun la tentativa lui umoristică. Ce să mai adaug? Ceva constructiv. Ivan, pașol la turbinca. Ar fi o idee. Eu cred că tu ești o variantă mult mai slabă decât este, nu știu, ești varianta mult mai slabă a lui Radu Pietreanu. Că în sensul că ești mai slab, că el s-a îngrășat. Dar eu mi-am luat săcoul mai mare, că eu am de gând tot să mă îngraș. Da. I-am spus că este varianta mult mai slabă din punct de vedere artistic. Nu mi s-a părut că avea nicio legătură. Nu mi s-a părut, sunt în zone diferite. Sunt convins că acela va fi sacoul de deces, te vei îngropa cu el, da. Bravo, bravo. Mamă, mamă, mamă. Știi, mamă. Și el se glumește, vedeți? Cum? E foarte glumeț. Da, el e glumețul jurului. Sufletul petrecerii de acolo. Eu sunt acritura, eu sunt acritura emisiunii. Aoleu, chiar că ești. Da. Maestre, se poate interveni? Da, interveniți în proces. Grinci a terminat, urmează regina, regina jurului. Regina din România, revenim monarhia. Foarte bun momentul, foarte bune versurile, foarte bună ideea. Și da, m-am topit, să știi. Delia s-a topit toată la cântecele. Băgați-o la gheață. Încă o dată ni se demonstrează faptul că, da, acolo undeva în Republica Moldova cineva a picurat la un moment dat ceva și sunteți atât de artiști. Dacă nici ăsta n-a fost un număr pentru a-i umor, să mă ierte Dumnezeu, atunci care ar putea fi? Foarte bine pregătit, foarte la obiect, a avut toate elementele de care ar fi nevoie pentru un moment spectaculos. Noi o să vedem voturile în 3, în 2, în 1, în hai! Băi! Hai mă, băi și hai mă că era bine mă. S-a întâmplat o zăvârșită programată. Ce s-a întâmplat? Cine l-a votat? Am avut un delay. Hai bă Costele, dă un paș pe măsa. Hai să reluăm. Bine, mă. Ce mă, n-a votat Costel? Hai, hai mă, tu nu votați mă. Hai să spunem că greșeala ar fi undeva la mijloc, în sensul în care de obicei verific. Eu sunt atât de profesionist și atât de bun încât verific, mă uit în stânga, dacă s-a votat, dacă s-a cu tare și cu tare, ca să pot să-mi fac eu numărul meu. Cu adevărat, lucru important în această emisiune, adică ce spun eu acolo la final. Nici hai mă, Costele, mai veni să încurci, mă! Da, mă! De așa frumos! Da, okay. Hai mă, Costele, mă! Prima dată când... Hai mă, Costele, mă! Toarce-te în racord de stare! A greșit! Nici n-a venit mine și a și greșit. Ai uitat să... Da, și m-o certat. Mă, erai emoționat. Ai stricat votarea. Felicitări. Ce faceți voi? Ai stricat totul, mă. Pentru că nu votasei tu și când am făcut trei. N-am putut să întoarcă alea, mă. Lăsați-l pe colegul Costel în pace. Asta ai făcut, Costele. Un căcat ai făcut, Costele. Incapabil. Am fost lipsit de atenție. Nu toată lumea are experiența mea. Ai venit să strici această emisiune, mea. Ești un nimic, Costel, ai să mor. Asta-ți făcine din capul tău? Bun, ok. Acum hai să ne întoarcem în racordul ăla de stare. Eram toți pe final până nu ce. Da. Și zicem încă o dată. Iar noi o să vedem voturile. Nu se te cum așa. Iar noi o să vedem voturile în 3, 3 în 2, 2 în 1, 1, în hai! Da. I-am dat nu pentru că nu am crezut o secundă în ceea ce face pe scenă. Mi s-a părut că impunea cumva succesul pe care și-l dorea. Dar tu mai ai